apă și să-și învețe puii să zboare. La da, timp când el îți dai seama că doar de fiind două aripile și zburau. Aceea stâncoasă, da? Da. Unde merg norii chiar acum. Eu am mers personal, am coborât pe stâncile și am găsit cuib de vultur. Deci nouă fel la corbul care trebuie, da? Și am urmărit zile de arăt să vedem ce se întâmplă. Și să știți că chiar așa este. Și chiar am văzut vulturul intră așa sub cui în timpul zborului și îl eliberează ca să se cadă în gol. Da, e foarte interesant. N-am avut ce, dar să știți că nu degeaba s-a scris asta, pentru că chiar așa este. Da, ce-am văzut mai devreme, spunem pe aici, nu, corect. Are pe ceacra ca așa. Da, era un vultur românesc. Au un rol foarte important, corbii care ați da, sunt cei mai buni sanitari. Sanitarii munte, exact. Și îți dau de veste, eu eram pe creastă săptămâna trecută și amic când a venit ploaia puternică, mi-au dat de veste, i-am văzut și m-am retras la timp. Altă denumire a lacului este lacul fără fund. De ce îi se spune așa? Se zice că un cioban a aruncat, s-a supărat pe meseria lui, a spus ce că așa, a aruncat bâta aici și și-a luat drumul. A ajuns la mare și acolo s-a reîntâlnit cu bâta lui și s-a făcut dor de meserie, iar s-a întors. Da, n-are fund. O parte interesantă la lac, apropo de chestia ce spune domnul Vasile, uitați-vă cum este așezat lacul în ca o căldare aici, da? Tot versantul ăsta, toată apa în timpul primăverii, dacă prindeți 10 o ploaie torențială, se scurge apa pe iarba asta, ai impresia că ca un râu așa, deci foarte multe cantitate de apă. Toată se duce acolo, da? Plus un izvor acolo în tufișurile acelea pitice, este un izvor care curge continuu în lac și interesant, dacă ar crește nivelul, acum e un nivel mai scăzut, că a fost secetă mare, dacă ar crește nivelul în partea aia unde indicatorul ar da peste. Niciodată nu l-am văzut de la dunga care a lăsat o apă, nu l-am văzut mai sus, indiferent cât de mult, sau primăvara când se topesc zăpezii. El își reglează nivelul, probabil pe principiul vaselor comunicante, având o comunicare undeva, de unde vine și numele lacul fără fund. Fiind ca un crater, ca o pâlnie. 2 metri și ceva adâncime, în zona aia de dreapta, în colțul acoperișului de la cabană, dacă luați o linie dreaptă, undeva la jumătatea lacului, este un punct de o rază de vreo 2 metri, în care am reușit să coborâm, s-a coborât un scafandru și noi eram într-o barcă cu o sfoară, am reușit să derulăm 8 metri de sfoară. Și când ne-a făcut semn că a ajuns, bine, este o întunereceală, el spunea că se constrimtează un crater. Mai departe nu știm nimic de chestia asta, dar interesant e cum intră în lac. Bagă-te aici. Da.